Bă, ce bun e aeroport, voce. Acum și filmez și pentru vlog. Dacă vreți să mai ridicați o dată micul aer. Și ziceți, bă, bine, la 3, 2 și acesta a fost mititelul de azi, da? Este! 3, 2 și... Salut, internet! În vlogul de astăzi ne vedem cu comunitatea la obor, la mititei. Dar mai întâi de toate, mergeți să ne luăm niște haine, că... Ca să fim și noi drăguți! E duminică, ne luăm haine de duminică! Ai emoții, Giule? Un pic. Ție bine, mi-e puțin teamă așa că e cam frig afară și că nu o să vină lumea, dar... Asta e și ideea, ne luăm ceva gros pe noi. Da. Văd produs pe anul ăsta. Iubesc drăguții! O să șică! În amaro, dar găsim un apal de perfect. Da. Nu cred. Georgiana a rămas să-și cumpere un pullover și a cumpărat și... Dar erau 30% reducere. Vrei să vezi ce mi-am luat? Da. Ești pregătită? Da. Fii atentă. Uite puțin încolo. Ia uite-te. O colecție Stranger Things. Stranger Things, ce drăguță. Au și de găgici. Intră și ia-ți. Ia-ți. Și mi-am luat și tricou. Scrie pe Stranger Things. Bine, hai. Deci că poți să porc și tu oricum. Păi oricum îl porc de la tine, dar te-ai probat cu el, că mi se pare că e cam mic. Nu, e el. E el. E okay. Eu cred că trebuie XL. Ce nu intri să-ți ieși tu? Păi nu, că-l păr partul. Asta este. Băi, exagerat de tare. Exagerat de tare, a? Ce-i noastră? Sășică. Vladoa. Furbip, ia. Este. Ce atmosferă de sărbătoare în mall. Mai ales că oamenii, mamă, ia uitați-vă la asta. Oamenii au decorat cu beculețe chestiile aici. Ho, 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 dragii moșului. Faza e în felul următor. Oamenii au decorat frumos, elegant, corespunzător San Plața. Arată ca în decembrie, zici că e Crăciunul deja. E o atmosferă extraordinară și că pe 22 noiembrie, de la 19:30, vor aprinde beculețele. Este tradițională aprinderea beculețelor. În fiecare an ei aprind beculețele cu un show aici. Anul ăsta va cânta Ghesu, Grasul XXL, Moonlight Breakfast și tovarășul Șurubel va fi MC-ul evenimentului. Dar cea mai simpatică fază e că pe Esplanada Sud vor avea două tunuri cu zăpadă, care practic prima zăpadă din București. Pe sezonul ăsta va fi în Berceni joi, asta că nu ninge până atunci, natural, pe cale naturală. Simpatic. Încercăm să ajungem și noi. Vine Crăciunul, Giule. Știu, sunt super și așteptat. Ce înseamnă că vine Crăciunul? Multe cadouri. Mai multe cumpărături. Haideți să ne vedem cu voi. Giule? Da. Aș fi mâncat un burgeraș, dar mergem și mâncăm mititei. Mă abțin. E tot un fel de burgeraș, doar că fără chiflă. Pimps. O să vă explic faza cu sășicile de pe noi. Haideți cu noi. Vin, fugi. Ioana, că m-a lăsat singur asta pentru că am fost pe fugă toată ziua, zăzut, am fost și la San Plața și n-am avut timp să facem nimic. Și săraca n-am avut timp să-i machieze deloc. Hai să ne vedem, hai să mă văd cu voi. Hai să ne vedem cu voi. Primul membru al UNESCO-ului care mă întâlnesc, mi-a ieșit în cale. Ce exact, v-așa? Uite. Așa e, ăsta e avantajul când stai în zonă. Colentinean. Vii primul. Al doilea membru al unei squadului, bate 5 euro. Deci noi ne-am pus să ne luăm mititei și astea și aici sunt băieții de la Cluj. Animăm și noi. Ăsta e unei squadului. Nu, ăsta e divizia ultra asta unei squadului. Așa se face magia pentru unei squad, ia uitați. Doamne ajută, Doamne ajută. Ai venit, Ionesco, ce bine. Hai că ne organizăm, ne organizăm. Mamă, câtă lume! Deci fiți atenți, Dorin și Andreea ce au adus. Bere Mariciu Quality. În calitate... Și fiecare sticlă e branduită. A, ce mișto. Băi, sunteți tari, vă mulțumesc. Știți ce e vorba, nu trebuia, dar mulțumesc. Ia uitați aici. Bănuiesc că este fan Sasha, nu? Exact.
exact. Nu captează, nu captează, dă din codiță, mă. Deci dacă îi făcea cineva așa sașei, era... Depinde și el de toane. E tot bișon, nu? Da. Tom Altez? Da. Frizer. Nu, frizer. Frize. Și cum, e fată, băiat? E băiețel. Și cum îl cheamă? Cookie, prăjitorică. A venit video... Lasă-l puțin, piticule. A venit videograful oficial al întâlnirii. Până filmezi tu. Ieri e Mariciu. Salut! Cred că cel mai bine filmezi tot. Și taie Mariciu. Ia uite-l! Am adus pâine. Pâine? Având în vedere cât de mulți sunteți, nu ai sunt mici, doar pâine. Puteți să... Mititei! Atenție, atenție, mititelu, mititelu! Și la câți abonați îl urmărești pe Mariciu? Nu știu să răspund. De la câți abonați îl urmărești pe Mariciu? Placă, domnule, de aici că mi-e foame. Mamă, dar e bun vinul. Bă, dacă aveți peste 18 ani... Bă, până și aici mai responsabil, bravo, da, un exemplu. Așa, hai să vă învăț cântecul ăla, da? Deci ce te-ai face? Nu, ce, da, ce m-aș face eu? Ce te-ai face tu? Băi, eu vin, vă aduc, dar voi ce faceți, frate? Învățăm un cântec aici, Ionescu. Bateți joc de mâncarea mea, da? Uitați ce bine gătesc. Dacă n-ar fi Mariciu. Sunteți gata? Mariciul astea de la Ultra, și fii atent aici. Hai. Ce m-aș face eu? Ce te-ai face tu? Ce m-aș face eu? Ce te-ai face tu? Dacă n-ar fi Mariciu! Hai încă o dată! Ce m-aș face eu? Ce te-ai face tu? Ce m-aș face eu? Ce te-ai face tu? Dacă n-ar fi Mariciu! Vă zic eu, v-ați uitat la panduțul! Doamne ajută! Cum scăpăm de Mariciu acum? Bravo. Mulțumesc, banduțule. Băi, bun mici? Da! A fost decentă întâlnirea? Da! Sunt mai dubios decât pe vlog, nu? Da! Mulțumesc că ați venit, băi! Multă plăcere! Yes, yes, yes. Hai să facem poze, hai să ne pupăm, hai sal. Deci individul care vine cu bicicleta de la Mizil este din nou aici. Suntem! Arată, ia! Bă, ia arătați-mi gambele, mă. Ia să vă gambele. Gamba sus! Ia fiți atenți ce wallpaper are un distins membru al Ionesc Squad-ului. Mi se pare cunoscută poza asta. Respect! Give me five! Ia să văd. Asta e de la mare, din vamă. Ce tare! Mulțumesc! 5! Așa a arătat întâlnirea ionesciană. Acum mai rămas câțiva indivizi. Noi plecăm spre casă. Ce tare a fost! Cum a fost Ionesco? Ce faci, mamă? Băi, vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Și vă mulțumesc celor care ar fi vrut să vină, dar n-au putut, că au avut chestia. Adică mulțumesc că ați avut intenția. Sper să ne vedem și la 100.000 și la 1.000.000. Facem frumos. Deci, geule, până la urmă, cum a fost ieri la întâlnire? Foarte frumos. Mi-a plăcut. Ne-am încărcat cu multă energie pozitivă, nu? Super multă energie pozitivă și vă mulțumim fiecăruia dintre voi care ați fost alături de noi și celor care n-ați putut să fiți alături de noi, știm că ați fost cu gândul la noi și ne vedem la următoarea întâlnire. Nu știm la care mai stăm, dar ne vedem. Să și ca? Ai ceva să le transmiți membrilor Ionesc Squad-ului care ar fi vrut să te vadă? Cu riscul de a mă repeta, chiar am avut o zi superbă ieri și vă mulțumesc pentru că ați venit. Sașii nu pleca, rămâi aici cu mine. Este extraordinar să vezi că... Este extraordinar să mă întâlnesc cu voi în viața reală, să vă cunosc, să stau la Caterinca. Sper că n-am fost foarte dubios și sper că v-am făcut să râdeți. Și data viitoare să vin să fac numărul ăla cu portocalele de care vă promiteam. Acesta a fost vlogul de azi. Ne vedem mâine cu un nou vlog. Și miercuri apare un nou vlog. Și e posibil să apară și joi. Dacă mă ambiționez, cred că săptămâna asta fac daily. Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să fac daily săptămâna asta, în cinstea faptului că m-am văzut cu voi și am mâncat mititei. Acesta a fost vlogul de azi. Acesta a fost mititelul de azi! Foarte bun!